Bună, dragii mei, și bine v-am regăsit! Toți vă prezint rețetele de succes pe YouTube. Ei bine, eu astăzi vă prezint un mic eșec. Am urmat aceeași rețetă pe care am mai făcut-o și a fost de succes, dar de data aceasta nu a fost. Dacă știți voi motivul pentru care nu a ieșit, vă rog să-mi spuneți în comentarii. Pentru început am dat pe sită 112 grame de făină de migdale împreună cu 216 grame de zahăr pudră. Am pus la încălzit 111 grame de apă împreună cu 33 de grame de zahăr până au început să fiarbă. Între timp, am început să bat 90 de grame de albuș de ou, adică 3 albușuri, cu un praf de sare și un strop de lămâie. Când s-a format o spumă, am adăugat treptat 50 de grame de zahăr pentru a se forma o bezea tare. Când siropul a început să fiarbă și la suprafață nu se mai formau bule mari, am oprit focul și am adăugat ușor siropul peste albușuri, bătând continuu cu mixerul. Am bătut albușurile până s-au răcit și am adăugat treptat colorant alimentar până am obținut o culoare roz. Apoi am adăugat amestecul de făină de migdale și zahăr și am amestecat cu o spatulă până am reușit să formez cifra 8 cu albușurile ce cădeau de pe spatulă fără ca acesta să se rupă. În acest punct, mie amestecul mi s-a părut ok, fără să fi greșit cu ceva, așa că am pus compoziția într-o pungă de patiserie. De aici, totul a început să meargă prost. Pentru început, am avut desenat pe spatele hârtiei de copt forme de inimioară, care pentru început nu am reușit să le urmez. Apoi m-am gândit că ar fi mai ușor să le formez fără a avea vreun accesoriu la punga de patiserie. Așa că am renunțat la accesoriu și am reușit să dau o formă cât de cât ok câtorva. Dar în momentul în care am dat cu tava de blatul de lucru pentru a elimina bulele de aer, majoritatea și-au pierdut forma. Am lăsat tava la temperatura camerei aproximativ o oră, până s-a format o poșghiță deasupra. Apoi le-am copt la 145 de grade, timp de aproximativ 15 minute. Dar după cum vedeți, forma și-au pierdut-o, iar cele care și-au păstrat cât de cât forma s-au crăpat. În acest punct mi-am pierdut speranța, dar am zis că dacă tot am pierdut atâta timp făcându-le, am să fac și o umplutură, pentru că la gust erau bune, deși aspectul lăsa de dorit. Așa că am pus la încălzit 50 de ml de smântână lichidă și am tăiat mărunt 150 de grame de ciocolată albă. Când smântâna s-a încălzit, sau cel puțin așa am crezut eu, am adăugat-o peste ciocolată. Și mi-am dat seama că nu era destul de fierbinte ca să topească ciocolata. Așa că am fost nevoită să o bag la cuptorul cu microunde pentru câteva secunde până s-a topit toată ciocolata și s-a încorporat cu smântâna. Apoi am băgat ciocolata la frigider pentru aproximativ 30 de minute până s-a întărit. Apoi am bătut-o cu mixerul până s-a dublat în volum, cel puțin așa spunea rețeta. La mine a cam început să se taie. În acest moment am devenit extrem de frustrată că nu mi-a ieșit nici crema de ciocolată, așa că nu mai am fost atentă nici la ceea ce filmez. Așa că, efectiv cum umplu fursecurile, nu am reușit să filmez cum trebuie. Am avut o zi fără noroc. Dacă știți voi unde am greșit sau dacă aveți vreun sfat, vă rog să le lăsați în comentarii. Țin să menționez, chiar dacă aspectul a lăsat de dorit, acestea nu ne-a împedicat să le devorăm în totalitate. Nu au rămas pe a doua zi mai nimic. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine și la acest eșec, iar dacă vă plac rețetele, videoclipurile mele în general, vă rog să nu uitați să vă abonați.